Da, nu e simplu să pierdem din nou puncte importante, mai ales în situația noastră, în minutele de prelungire, mai ales în situația în care eram în superioritate numerică. Trebuia să avem puțin mai multă liniște, să spun, mai mult calm, mai multă maturitate, să evităm fazele fixe, pentru că erau singurele momente în care adversarii și-ar fi putut crea situații clare de gol din cornere, lovituri laterale sau lovituri directe. Din păcate am gestionat destul de prost ultimele 10 minute ale jocului, în care Sibiu a avut, cred că, 4-5 cornere și 2-3 lovituri libere. Iar acest lucru ne-a costat pierderea acelor două puncte. În rest, a ieșit accidentat, că mi se pare că era un real pericol de partea aia. Nu, am făcut schimbări pentru că eram în superioritate numerică, aveam nevoie de mai multă viteză în atac, de jucători cu calitate individuală, unul contra unul, în zone laterale. Tocmai de aceea l-am băgat pe Mailat. Trebuia să evităm zona centrală, unde Sibiu erau destul de puternici sau foarte puternici. Și asta a fost motivul pentru care am făcut schimbarea respectivă. Părerea de cazul ăsta, chinuit în ultimul, așa, mă rog, adică victoria pierdută, Ghinion a turcat pe loc de baraj. Da, din păcate e doar primul joc al etapei. Ar fi bine să rămânem acolo și după etapă, la sfârșitul etapei, să fim tot acolo. Da, din punctul de vedere, privesc cu încredere ultimele patru etape, trebuie să ne capacităm foarte, foarte repede, pentru că marți jucăm un nou meci important cu Dinamo la Botoșani, un meci pe care trebuie să-l abordăm cu o concentrare 100% și o atitudine extrem de pozitivă. Și un joc care va trebui să-l câștigăm pentru, să spun așa, jucăm cu o contracandidată directă. Dar am mare încredere în băieți, chiar dacă sunt în seara asta sunt băieții sunt dezamăgiți și cu capul jos, sunt convins că până marți ne vom reveni, vom ajunge 100% motivați și montați pentru joc și am mare încredere în echipă și în jucători că vom câștiga jocul de marți și vom ajunge unde ne dorim la sfârșitul sezonului. Credeți că finalul ăsta de campionat sau de play-off pentru salvare va juca doar pe teren sau simțiți că din nou e așa sprijinit sau sincer, încerc să evit speculațiile, încerc nici măcar nu încerc să urmăresc lucrurile, încerc să mă focusez și asta le-am spus și băieților, doar pe ce avem noi de făcut, pe jocul nostru, pe rezultatele noastre, pe munca care o avem de depus, pentru că jucând la 3-4 zile, 5 zile cu etapele intermediare, extrem de important să ne odihnim bine, să ne recuperăm bine, să ne refacem fizic și mental. Și din păcate pentru noi aceste deplasări care venind de la Botoșan, la Sibiu, la Arad, la așa, e un consum extrem de mare de energie și mentală și fizică și durează puțin ca să ne recuperăm.